Lasă un like și abonează-te pentru a fi la curent cu toate informațiile, altfel nu vei primi notificare. Astăzi traseu olimpic. Astăzi este ziua imunității, iar domnul Dan îl va întreba pe TJ cum își gătesc mâncarea, cum vede TJ acest aspect, la comun sau separat. TJ spune că este mai bine separat la acest moment deoarece fiecare are gusturi diferite și fiecare este pe propria răspundere, deoarece când îi este foame el vrea să mănânce, nu vrea când se stabilește o oră de mâncare, poate atunci nu îmi este foame. TJ spune: mâncărica noastră este mai bună, însă mâncărica lor este mai multă, umple mațul, dar nu este mai gustoasă, a fost frumos momentul acela la masă cu războinicii și a fost o ocazie inedită în ofârâmula asta de 10 oameni. Apreciez momentul, dar individual este mai bine. Zanidac, întrebat de domnul Dan, este de părere că el se simte cel mai bine când nu îi impune nimeni o regulă decât cele de bun simț. Fiecare cum vrea să mănânce, să mănânce, eu nu sunt cu astea, eram de acord și cu comunul și cu individualul. Mi-a plăcut să mănânc și de mâncarea făcută de Ștefania și de mâncarea făcută de Ana. Diferențe sunt, dar nu știu care este cea mai bună, că atunci când mi este foame totul este bun, adică eu mănânc orice, de Ștefania, de Ana, fiert nefiert, prăjit neprăjit, totul. Mâncare să fie! Andrei Ciobanu și el consideră că mai bine este să mănânce individual, deoarece consideră că atunci când este la comun mâncarea pare multă, însă este foarte greu și este puțină mâncare și sunt slăbiți. Andrei Ciobanu mai spune că Zanidache pare mai mult împrincat de când cu unificarea, fiecare vrea să ajungă în finală și să-și impună punctul de vedere și fiecare vrea să-și lege noi relații de prietenie, cel mai important acum este socialul și deținătorul colanului. I-am cu întrebat cum vede, sunt două echipe sau una? Fiecare trage cu frații lui, dacă aș fi pus în fața faptului împrimit aș trage cu foștii războinici, faimoșii ar trage cu ei chiar dacă ar mai fi unele certuri după cum am văzut, știu că așa este normal și așa este demn. Astăzi traseu olimpic. Se pleacă de pe tobogan, fiecare pe trasa proprie, se coboară de pe tobogane în apă, acolo se înoată până la două pontoane, foarte important acolo este intrarea pe lateral, doar pe acolo se intră, este un loc special, sunt la dreapta. Urmează o alergare pe pontoane unde vor fi în față două structuri. Două butoaie de sărit. Urmează multe momente de freestyle, dacă se cade în apă de pe o punte se va înota, nu trebuie să se întoarcă, oricum se pierde timp. Dacă se vede un obstacol trebuie sărit peste el, urmează celebrele trepte pe apă, element săritură în apă, element înalt și comun. La proba de final sunt două balansoare cu patru mingi. Se va plasa mingea de tipul unei dimensiuni mingi de volei. Se plasează minge sus, se găsește punctul acela optim și este recomandat la ultima treime piesă de metal, impuls și se aruncă. În față se află două coșuri. Se aruncă două mingi într-un coș și două mingi în celălalt. Astăzi se joacă până la două puncte, fiecare concurent. Dacă va fi egalitate vor avea rundă de departajare, se va trage la sorți. 6 bile negre, 4 bile colorate, 2 bile roșii, 2 albastre. Zanidache se duelează cu Sorin, Iancu se duelează cu Ștefania. Robert, Ana, TJ, Ștefi, Andrei și Delea așteaptă rezultatul duelurilor dintre cei patru. Zanidache și Sorin pe traseu. Zanidache ajunge primul, Zanidache introduce 4 mingi. Sorin introduce două mingi, 1-0 pentru Zanidache. Iancu și Ștefania pe traseu, Iancu ajunge primul, Ștefania introduce 4 mingi, Iancu introduce 3 mingi, 1-0 pentru Ștefania. Sorin și Zanidache pe traseu, Zanidache ajunge primul, Zanidache introduce 4 mingi, Sorin introduce 3 mingi, 2-0 pentru Zanidache, Sorin este eliminat, Zanidache merge mai departe. Iancu și Ștefania pe traseu, Iancu ajunge primul, Ștefania introduce 4 mingi, Iancu introduce 2 mingi. 2-0 pentru Ștefania, Iancu este eliminat, Ștefania merge mai departe.
Aceleași culori, 8 bile, se extrag bilele din nou. Ana luptă cu Ștefania, Delea luptă cu Andrei, Robert luptă cu Ștefi, TJ luptă cu Zanidache. Delea și Andrei pe traseu, Delea ajunge primul, Andrei introduce 4 mingi, Delea introduce o minge, 1-0 pentru Andrei. Robert și Ștefi pe traseu, Robert ajunge primul, Ștefi introduce 4 mingi, Robert introduce 2 mingi, 1-0 pentru Ștefi. Zanidache și TJ pe traseu, Zanidache ajunge primul, TJ introduce 4 mingi. Zanidache introduce 2 mingi, 1-0 pentru TJ. Ana și Ștefania pe traseu, Ștefania ajunge prima, Ștefania introduce 4 mingi, Ana introduce 3 mingi, 1-0 pentru Ștefania. Andrei și Delea pe traseu, Andrei ajunge primul, Delea introduce 4 mingi, Andrei introduce 2 mingi, 1 egal. Robert și Ștefi pe traseu, Robert ajunge primul, Robert introduce 4 mingi, Ștefi introduce 2 mingi, 1 egal. Zanidache și TJ pe traseu, Zanidache ajunge primul, Zanidache introduce 4 mingi, TJ introduce 2 mingi, 1 egal. Delea și Andrei pe traseu, Andrei ajunge primul, Andrei introduce 4 mingi, Delea introduce 3 mingi, Delea este eliminat, Andrei merge mai departe. Ștefania și Ana pe traseu, Ștefania ajunge prima, Ana introduce 4 mingi, Ștefania introduce 2 mingi, 1 egal. Ștefi și Robert pe traseu, Robert ajunge primul, Robert introduce 4 mingi, Ștefi introduce 2 mingi, Ștefi este eliminată, Robert merge mai departe. TJ și Zanidache pe traseu, Zanidache ajunge primul, Zanidache introduce 4 mingi, TJ introduce 3 mingi, TJ este eliminat, Zanidache merge mai departe. Ana și Ștefania pe traseu, Ștefania ajunge prima, Ștefania introduce 4 mingi, Ana introduce 2 mingi, Ana este eliminat, Ștefania merge mai departe. Merg mai departe, Zanidache, Ștefania, Robert, Andrei, în funcție de culoare se va intra pe traseu. Robert cu Ștefania se vor duela, Andrei și Zanidache se vor duela, se vor juca tot câte 2 șanse. Zanidache și Andrei pe traseu, Zanidache ajunge primul. Andrei introduce 4 mingi, Zanidache introduce 3 mingi, 1-0 pentru Andrei. Robert și Ștefania pe traseu, Robert ajunge primul, Robert introduce 4 mingi, Ștefania introduce 2 mingi, 1-0 pentru Robert. Zanidache și Andrei pe traseu, Andrei ajunge primul, Zanidache introduce 4 mingi, Andrei introduce 3 mingi, 1 egal. Rundă de departajare. Ștefania și Robert pe traseu, Robert ajunge primul, Ștefania introduce 4 mingi, Robert introduce 3 mingi, 1 egal. Zanidache și Andrei pe traseu, Zanidache ajunge primul, Zanidache introduce 4 mingi, Andrei introduce 2 mingi, Andrei este eliminat, Zanidache merge mai departe. Robert și Ștefania pe traseu, Robert ajunge primul, Ștefania introduce 4 mingi, Robert introduce 3 mingi, Robert este eliminat, Ștefania merge mai departe. Se va juca Zanidache și Ștefania, vor juca până la 2, Zanidache și Ștefania pe traseu, Zanidache ajunge primul, Zanidache introduce 4 mingi, Ștefania introduce 3 mingi, 1-0 pentru Zanidache. Zanidache și Ștefania pe traseu, Ștefania ajunge prima. Ștefania introduce 4 mingi, Zanidache introduce 2 mingi, 1 egal. Punct de departajare. Zanidache și Ștefania pe traseu, Zanidache ajunge primul, Ștefania introduce 4 mingi, Zanidache introduce 2 mingi. Zanidache este eliminat, Ștefania câștigă colanul de imunitate. Se va fi un duel plin, în care se vor rula aproape toți concurenții și Zanidache va avea un rol central. Duel neașteptat la Survivor All Stars săptămâna aceasta. Un super război mic va fi eliminat. Cum s-a ajuns aici? Mai exact, acesta va descoperi un dinte al imunității pe care îl va folosi pentru a o salva pe Ștefania Stanila, cea mai slabă sportivă rămasă în concurs. Băieții se vor lupta între ei, iar la final cel mai simpatic concurent va părăsi show-ul.
Este vorba despre Alex Delea, care nu mai poate evolua la capacitate maximă din cauza accidentării sale. Veste tristă de la Survivor All Stars. De altfel, el ar fi trebuit să părăsească de mai mult timp Survivor All Stars pentru a fi operat, dar a ales să rămână în competiție și să riște totul. Probabil dacă nu ar fi avut această problemă, ar fi ajuns în finală, mai ales că se bucură de o foarte mare susținere. În această săptămână, la Survivor România All Stars, Zanidache găsește un dinte pe care îl va folosi în consiliu pentru a o proteja pe Ștefania Stanila. Ștefania Stefan, deținătoarea colanului de imunitate, îl va propune pe Zanidache pentru duel. La votul colectiv, în urma unei strategii făcute de Zanidache, faimoșii rămași în competiție vor propune fiecare câte un război mic, câte un concurent diferit. Astfel, la duel vor intra ca vot colectiv Delea, Ciobanu, Sorin și Robert și Zanidache propus de Ștefania Stefan.